Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la cel mai cunoscut psalm din Scripturi, care este psalmul 23. Vom citi prima parte a primului verset. Psalmul 23. Și această prima parte a acestui psalm, a primului verset, spune așa: Domnul este păstorul meu. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, noi suntem încă într-un studiu special intitulat Mari întrebări biblice. Scopul studiului, suntem cred că la 11-a lecție, scopul este să aprofundăm cuvântul Domnului, să aprofundăm cunoașterea Sfintelor Scripturi, să putem să răspundem la întrebări adânci, dar și la întrebări pe care poate le auzim în fiecare zi, dar le-am banalizat așa de mult încât nu le băgăm în seamă când vorbim de ele. De exemplu, știm noi cu adevărat ce este credința? Știm noi cu adevărat și suntem în stare să dăm socoteală de ce credem? V-am spus, cred cu ani în urmă, această întâmplare din viața marelui predicator englez George Whitefield, care a lucrat și în Statele Unite. A slujit în secolul al XVIII-lea, deci anii 1700. A fost un om cu o profunzime în cuvânt deosebită. Un om care a iubit foarte mult rugăciunea și postul. Cea mai faimoasă predică a lui este Păcătosul în mâinile unui Dumnezeu mânios. Biografii lui spun că în ziua când a predicat această predică, când a intrat în biserică, oamenii în biserică au început să leșine. Atât de puternică era prezența lui Dumnezeu că oamenii și-au pierdut cunoștința în fața lui Dumnezeu, pentru că așa spune Scriptura, carnea este neputincioasă în prezența lui Dumnezeu. Despre George Whitefield se spune că avea o voce profundă și vorbea la mulțimi mari de oameni pe vremea aceea, deci în anii 1700. Vorbea și la audiențe de către 20.000 de ascultători și în aer liber și era auzit, fără amplificare, fără stație. Într-una din zile a predicat în Londra la peste 5.000 de ascultători, o predică specială despre credință. Când predica lui s-a terminat, un tânăr care stătea pe rândurile din față, în auditoriul acela, foarte mișcat de predica lui George Whitefield, a venit repede să fie primul care să-l felicite și i-a spus așa: Domnule pastor Whitefield, vreau să vă felicit pentru predica dumneavoastră despre credință. Nu am auzit niciodată așa ceva despre credință. George Whitefield i-a mulțumit și apoi tânărul a continuat: și vreau să vă mai spun ceva, domnule pastor. Și eu sunt un om foarte credincios. La care George Whitefield l-a întrebat și a zis: dar ce fel de credință ai tu? El a stat puțin, s-a uitat la pastorul Whitefield și a zis: și credința mea? Eu am credința bisericii mele. Ok, a zis George Whitefield. Atunci spunem, ce credință are biserica ta? S-a uitat din nou la păstor, tânărul acesta, și a zis: păi biserica mea ce credință să aibă? Are credința mea. Bun, atunci a zis, tu și cu biserica ta, ce credință aveți, voi doi? La care le-a spus, eu și biserica mea, amândoi avem aceeași credință. De multe ori oamenii găsesc dificil să definească ce cred. Găsesc dificil
să formuleze crezul lor. Sfânta Scriptură ne spune că trebuie să fim în stare să dăm socoteală de credința noastră, nu este așa? Să știm ce credem. În seara aceasta, aici la Emanuel, în ziua de astăzi pentru dumneavoastră care ne ascultați pe internet sau pe CD-uri, ori la radio, ori la televiziune, voi veni cu un mesaj pe care l-am intitulat Știm noi ce credem? Știm noi ce credem? Este o întrebare profundă. Pentru că trebuie să știm ce credem. Trebuie să știm și de ce credem. Trebuie să știm și cum credem. Și trebuie să știm cum se vede că noi credem. Psalmul 23, din care am citit, este un psalm care, printre altele, pe lângă mângâierea care o aduce celor care trec prin valea umbrei morții, este un psalm care se remarcă printr-o declarație de credință extraordinară. Și în această primă parte a versetului întâi, David face o simplă, dar profundă, deci un paradox, simplă, dar profundă mărturisire de credință. El prezintă 4 adevăruri despre credința lui. El prezintă 4 adevăruri care ar trebui să caracterizeze credința noastră. El prezintă 4 adevăruri care ar trebui să caracterizeze credința mea și a ta, pentru că atunci când cineva ne întreabă, dar tu ce crezi? Să nu spui, eu sunt penticostal, sau eu sunt baptist, sau eu sunt ortodox, ci să fii în stare să spui, ce cred eu? Credința mea are următoarea construcție, următoarea formulă, în 4 trepte. Deci, știm noi ce credem? Și astfel să vedem în primul rând, în mărturisirea lui de credință, în mărturisirea ta de credință, în mărturisirea mea, dacă vreau să fiu corect. Pentru că, vedeți, noastră este o luptă între diferitele denominații creștine. Ortodoxii se luptă cu catolici, penticostale cu baptiști, creștini după Evanghelie cu adventiști. Nu că aceasta este ordinea, dar unul împotriva altuia. Și fiecare se bate în piept și spune, credința mea este bună, credința mea este dreaptă, credința mea este adevărată. Nu firma definește credința. Credința ta și a mea trebuie să fie izvorâtă din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie izvorâtă din părtășie cu Dumnezeu. Trebuie să fie izvorâtă din viața practică a ceea ce ai ajuns să crezi și trebuie să fie o credință personală, nu colectivă, individuală. Astfel, în primul rând, dacă vrem să știm ce să credem, primul lucru David ne spune, lucru de căpetenie este acesta, identifică autorul credinței tale. Deci primul lucru, dacă vrei să ai o credință curată, dacă vrem să avem o credință curată, identifică autorul credinței tale. Și uitați ce spune el, Domnul este păstorul meu. David n-are nicio îndoială, că Domnul este păstorul lui. Domnul este autorul credinței lui. Domnul este mântuitorul lui. Domnul este tăria lui. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă nu suntem în stare să identificăm autorul credinței noastre, atunci avem o credință falsă. Dacă autorul credinței noastre este Domnul, Dumnezeul Scripturilor, credința este curată, este biblică, este adevărată. Dar dacă credința noastră este mărturisirea penticostală sau ortodoxă sau baptistă sau puneți-mi asta ce nume vreți acolo, dacă aia este credința noastră, atunci suntem săraci în credință. S-ar putea să avem ceva, dar nu este sigur că avem ce trebuie.
Deci primul lucru fundamental la întrebarea știm noi în ce credem este să putem să identificăm autorul credinței noastre. Domnul este păstorul meu. Știți de ce? Pentru că oamenii pe pământ pot să aibă mulți domni. De exemplu, suntem părinți. Suntem părinți. Și ca părinți, toți, într-un fel sau altul, avem slăbiciune pentru copiii noștri. Și s-ar putea copiii să ne fie domni. Copiii să ne fie Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, la acest cuvânt pe care îl știți dumneavoastră foarte, foarte bine. Spune în felul următor. Cum se face că tu cinstești mai mult pe fiii tăi decât pe mine? Despre cine am citit? Despre Eli. Cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine ca să vă îngrășați, să vă dați întâietate? Am citit din 1 Samuel 2:29. Copiii pot să fie domni la mulți. Și aceasta este o credință falsă. Să nu poți să faci dreptate din pricina copiilor, să nu poți să vorbești drept din pricina copiilor tăi, să nu poți să fii adevărat din pricina copiilor tăi, ai mei în cazul meu, este o mare problemă, este o dificultate în credință. Pentru alții soția este domn. Pentru alții soțul. Pentru alții lucrurile materiale sunt domn. Pentru alții mașina. Pentru alții domnul este, puneți dumneavoastră acolo un nume. Știți ce înseamnă domn? Potrivit 1 Petru 2:17, cuvântul 2 Petru 2:17, cuvântul lui Dumnezeu spune, 19, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 2 Petru 2:19. Adică fiecare are un domn. Ceea ce mă stăpânește, ceea ce mă biruie, ceea ce mă controlează, acela este domnul. Alcoolul este domnul, drogul este domnul, aventurile imorale sunt domnul, minciuna este domnul, descurcăreala este domnul, datul din cote este domnul, disprețuirea semenilor este domnul, principiul care te călăuzește în viață cel mai mult, ăla-i domnul tău, ăla-i domnul meu. Este foarte important, frați și surori, doamnelor și domnilor, să știm ce credem. Degeaba te bați în piept că ești penticostal sau baptist sau ortodox. Nu te ajută la nimic, aș vrea să-ți spun, la nimic, dacă nu ai pe Domnul ca Dumnezeu. Nu te ajută. Deci, când vrem să știm ce credință avem, suntem chemați de Dumnezeul Scripturilor să identificăm autorul credinței noastre. Cine e autorul credinței tale? Cine te stăpânește? Ce te guvernează? Ce te controlează? A cărui idee o asculți, o ascultăm prima dată? Pentru alții ambiția sunt domnul. Pentru alții mândria este domnul. Pentru alții, răzbunarea este domnul. Știm bine lucrurile acestea. Nu este ceva nou pentru noi, dar în forma probabilă în care o prezentăm din Cuvântul Dumnezeu, face sens mai bun decât altă dată. Știi
că nu există credință adevărată fără Domnul Dumnezeu? Cel ce ne poate lumina mintea să pricepem Scripturile și să vedem că suntem păcătoși este Domnul Dumnezeu. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel ce ne poate mântui de sub puterea păcatului și a morții este Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu. Cel ce ne poate include în împărăția Lui eternă datorită dragostei Lui care acoperă toate păcatele este Tatăl Ceresc, Domnul Dumnezeu. Te întreb cu smerenie, știi tu cu adevărat cine este autorul credinței tale sau ce este autorul credinței tale? Un jumătate de verset, Domnul este păstorul meu. Dar un verset, un jumătate de verset de o profunzime extraordinară, care revelează adevărata credință, o mărturisire corectă de credință. Prin urmare, în această zi când stai în fața Evangheliei și Duhul Domnului ți-a atins conștiința, pentru că în inima ta, în conștiința ta, în mintea ta realizezi că prioritar nu este Dumnezeul Scripturilor, ci prioritar este cu totul altceva, tu și cu mine trebuie să ne trezim din amorțeală și dacă vrem să avem o credință care să ne ducă în împărăția eternă a lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeul Scripturilor și să putem să mărturisim cu bucurie, Domnul este păstorul meu. Amin? În al doilea rând, dacă vrem să știm ce credem, nu numai că trebuie să identificăm autorul credinței noastre, trebuie să certificăm ce credem. Pentru că uitați ce face David, Domnul este păstorul meu. Schimbați accentul și veți vedea o cu totul altă direcție în ce mărturisește Duhul Domnului prin gura lui David. Domnul este păstorul meu. Noi putem să spunem, eu cred în Dumnezeu. Întrebarea este următoarea, cum dovedești? Păi nu ți-o spun eu ție, pentru că asta este business-ul meu, dar trebuie să văd și eu. Cum dovedești? Cum dovedești? Pentru că dacă Domnul este păstorul meu, o voi dovedi-o punându-L pe Domnul prioritar peste timpul meu. Deci făcându-L prioritate. Punându-L pe Domnul prioritar peste banul meu. Punându-L pe Domnul prioritar peste familia mea. Punându-L pe Domnul prioritar peste interesele mele, punându-L pe Domnul prioritar peste oboseala mea, peste gândurile mele, peste planurile mele. Știți, una din cântările noastre spune, prin câte putere îi se arată, prin câte dovezi îl cunoști. Cum demonstrești tu că Domnul este păstorul tău? Una din demonstrații este prioritatea. A doua demonstrație este lepădarea de sine. Lepădarea de sine. Atunci când mă leapă de mine însumi și îl fac pe Domnul Domn, am demonstrat că am credință. Pot să vorbesc liber în seara aceasta că membrii imediați ai familiei mele n-au putut să vină la casa Domnului. A fost o perioadă când n-am spus în biserică, dar cu câțiva ani în urmă, timp de 11 luni, am trecut printr-o perioadă foarte, foarte dificilă în familie, în ce privește sănătatea soției. A avut probleme cu sânii și după mai multe intervenții medicale, două biopsii și o operație, doctorii au spus cancer. N-am spus în biserică. Poate la o mână de frați și surori care s-au rugat cu noi. Ne-am rugat Domnului și în zilele acelea, de timp de 11 luni, a fost o teroare pentru familia noastră. În zilele acelea, într-una din zile, soția mi-a zis așa, dragă, nu te mai ruga pentru mine. Să nu se mai roage familia pentru mine.
dacă Domnul așa a îngăduit să trec prin ce trec și să trecem prin ce trecem, să se facă voia lui Dumnezeu. Nu vreau să fac chimioterapie, nu vreau să fac nimic. Lăsăm pe Domnul să-și facă drumul. Am stat înaintea Domnului timp de 7 zile în post și rugăciune. N-am mâncat nimic, n-am băut nimic. 7 zile. Și soția mi-a zis, te rog, nu mai posti, te rog, nu mai stărui înaintea lui Dumnezeu. Dacă El vrea să facă o minune, o face, dar nu mai stărui înaintea Lui. Însă pe mine să nu mă duci la chimioterapie, dacă Dumnezeu, după toată slujirea noastră, ne trece și pe aici, așa să fie. Și în zilele acelea, într-o seară, încercam să raționez cu soția, să se ridice, să aibă curaj să ne rugăm din nou împreună. Și m-a refuzat. Și atunci a venit Călin. El era acasă în seara aceea. A venit Călin, s-a pus în genunchi lângă patul soției și a pus mâinile pe picioarele și a zis așa, mami, te rog frumos, ascultă-l pe tata, rogă-te împreună cu noi să se atingă Domnul de tine. Că eu cred că Domnul se atinge de tine. Și soția a început să plângă și a zis, nu, vă rog frumos, nu vă mai rugați și nu mai stăruiți înaintea lui Dumnezeu. Dacă deja 5, 6, 7 luni de zile nimic nu se întâmplă. Și atunci Călin a spus un lucru care pe amândoi ne-a luat de pe picioare. A zis, mami, uite ce mă rog acum înaintea Domnului, cu toată seriozitatea. Mă rog Domnului să ia cancerul tău și să mi-l dea mie. Eu n-am familie, nu sunt căsătorit, plângeți voi doi după mine, atât. Dar tu ai pe tati, ai pe Flaviu, ai pe Tița, ai lucrarea Domnului în spate, de tine este nevoie. Tata are nevoie de tine. Lucrarea Domnului are nevoie de tine. Și a început să se roage Domnului. Și fraților, vă spun, cuvintele lui Călin au fost atât de profunde și atât de sincere, încât soția s-a trezicat dintr-un somn. A început să plângă și a zis, mă rog și eu cu voi. Și în a 11-a lună, Dumnezeu a rezolvat toate lucrurile. Soția mea este ok, știți bine. N-am spus la biserică atunci, dar asta înseamnă să dovedești ce crezi. Să-ți piese de semenul tău, lepădare de sine. Sau mi-aduc aminte de acest aspect care de asemenea m-a marcat foarte, foarte mult. Eram în România, luna februarie, cum voi fi și luna viitoare, dacă Domnul mă ține cu viață și cu sănătate să predau la institut, în a doua parte a lunii februarie, și a murit, a plecat acasă la Domnul fostul președinte al cultului pentecostal, Pavel Bochean. Eu am lucrat cu dânsul 6 ani de zile în conducerea cultului pentecostal. Fiind acolo în București, familia dânsului și conducerea cultului m-au rugat pe mine să conduc serviciul memorial. Pentru că apoi a doua zi, serviciul funebru a fost condus de președintele cultului, pastorul Rivi Știpei, și a slujit dânsul, am slujit eu și doctorul Denis McGuire, care a fost liderul nostru. Plus, sigur, au venit mulți ca să onoreze cu memoria lor, cu prezența lor memoria fratelui Bochean. Dar ceea ce m-a impresionat mult în seara aceea când era serviciul memorial, a venit la serviciul memorial fratele Alexie Van Vu, fostul secretar general al cultului pentecostal. A lucrat ani de zile cu fratele Bochean, împreună am lucrat. Era bătrân, 80 și ceva de ani, și într-o stare avansată de boală, datorită diabetului și-a pierdut vederea. Și mi-aduc aminte că l-a adus cineva din familie acolo și a început să plângă și a zis, unde-i sicriul?
și l-au adus la sicriu. Și a început omul acesta care a slujit pe Dumnezeu zeci de ani de zile. A început să pipăie sicriu și a pus mâna în sicriu pe... a căutat mâna fratelui Bochean, mâna moartă a fratelui Bochean. Și a zis așa: de ce ești tu aici? Pentru că eu trebuia să fiu înaintea ta. Tu nu trebuia să mori acum. Mai era nevoie de tine. M-a copleșit această dăruire de sine, această lepădare de sine. Domnul este păstorul meu. O credință reală certifică, demonstrează. O demonstrează făcând pe Domnul prioritate, cu lepădare de sine, o demonstrează practic, faptic. Faptic. Așa cum spune Iuda: poți tu să vorbești despre credință cu buzele, că nu te ajută la nimic. Dar dacă vorbești de credință, spune, împletește-o cu ce? Cu fapta credinței. Credința fără fapte este moartă. Nu fapta face credința, dar dovada că am credință se va vedea în fapta bună pe care o fac. Prin urmare, al doilea aspect fundamental într-o credință curată, într-o credință mântuitoare, într-o credință salvatoare, într-o credință biblică, biblică, pe lângă identificarea autorului, Domnul este păstorul meu, certifică ce crezi, Domnul este păstorul meu. În al treilea rând, dacă vrem să știm exact ce credem, dacă vrem să avem o credință curată, nu numai că trebuie să identificăm autorul credinței noastre, să certificăm lucrul acesta, trebuie să aplicăm credința noastră. Domnul este păstorul meu, spune David. Domnul este păstorul meu. Asta vrea să spună, a fost o vreme în viața mea, vrea să spună David, când arătam ca o oaie. Da, eu împăratul lui Israel, cel mai mare împărat din lume. De ce este cel mai mare împărat din lume? Pentru că referința dumnezeiască este la el. S-a vorbit despre el și referința dumnezeiască este la el. Iisus Hristos se trage din David. David va fi ridicat din nou din mormânt, așa cum spune Ieremia 30:9. Îl voi scula pe David ca să se închine și să-l slujească poporul său. Deci David va fi ridicat din morți și va fi făcut din nou împărat peste Israel în timpul părăției de 1000 de ani, coregent împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ce glorios! Și David spune: da, cu toată măreția mea au fost vremuri în timpul vieții mele când am arătat ca o oaie. Prost, fără direcție, neputincios. Agățat în toți căieții, în toți spinii și în toate murdăriile. Am avut nevoie de cineva care să mă călăuzească. De cineva care să mă conducă, de cineva care să aibă milă de mine, să-și întingă toiagul, nu să-mi rupă picioarele, că și așa eram eu încălcit, ci să mă scoată din spinii. Să se plece înspre mine, așa cum spune Iisus Hristos în pilda cu oaia pierdută, să mă pună pe umeri și să mă ducă din nou în turma împărăției Lui. Și acest cineva a fost Domnul. Pentru mine Domnul este păstor. Altădată David va ști să aplice credința lui și va spune: Domnul este vindecătorul meu, Domnul este ajutorul meu, Domnul este izbăvitorul meu, Domnul este scutul meu, Domnul este tăria mea, Domnul este mângâierea mea, Domnul este binecuvântarea mea, Domnul este binecuvântarea mea cea foarte mare, răsplata mea. Aplică, aplică. Pentru că Dumnezeu nu este o noțiune abstractă, Dumnezeu este o persoană reală care mă poate și care te poate binecuvânta. Ne poate binecuvânta. A făcut vindecări în biserica aceasta.
A mântuit oameni în biserica aceasta. A botezat oameni cu Duhul Sfânt în biserica aceasta. Te-a ridicat din depresie spirituală în biserica aceasta, sau mă rog, în care biserică ești. Ți-a arătat Dumnezeu că poate? Aplică. Aplică. Eu am chemat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Pe cine a chemat? Pe Domnul. Când îți întorci privirile înspre El, spre cine? Spre Domnul. Te luminezi de bucurie. Nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, cine? Un nenorocit. Dumnezeu ascultă. Îl scapă din toate necazurile, din toate primejdiile. Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jur, ce o să crede El. Pune Dumnezeu o armată pe lângă tine și pe lângă mine ca să ne păzească, ca să ne ocrotească. Aplică credința. Nu vorbi despre Dumnezeu ca o filozofie. Nu te ajută la nimic. Dacă vrei să pari interesant și să dai interviuri la Discovery Channel, ok, fă-o. Nu te ajută la nimic la mântuire. Fă-L pe Domnul Mântuitorul tău. Fă-L pe Domnul Izbăvitorul tău. Fă-L pe Domnul Binecuvântarea ta. Fă-L pe Domnul Răsplata ta cea foarte mare. Fă-L pe Domnul toate, pentru că El este totul. Mărit să fie numele Lui. O credință curată, o credință adevărată, aplică. În cazul de față, în Psalmul 23, David avea nevoie de un păstor, de aceea Domnul era păstorul lui. Nu știu de ce ai tu nevoie astăzi, poate ai nevoie de un sfat, de o direcție. Domnul este sfătuitorul tău. Pentru că atunci când s-a vorbit, de exemplu, despre Iisus Hristos că se va naște, nu de mult au trecut sărbătorile de iarnă, Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi Minunat. Care este celălalt nume? Sfetnic, sfătuitor, consilier. Că ai nevoie de sfat, El este consilierul tău, sfătuitorul tău. Să știți că Dumnezeu vorbește și astăzi. Nu-i zgârcit. Este Tată iubitor și abia așteaptă să vorbească cu tine și cu mine, că suntem copiii Lui, numai să avem ureche să-L auzim. Vorbește audibil, vorbește prin vise, vorbește prin vedenii, vorbește prin profeții, vorbește prin cuvânt, vorbește prin împrejurări, vorbește prin natură, vorbește prin toate lucrurile. Dumnezeu vorbește. Aplică. Aplică. La nevoie la care o ai. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, dacă vrem să știm ce credem, știm noi ce credem? Aceasta este întrebarea în seara aceasta. Nu numai că trebuie să identificăm autorul credinței noastre, Domnul este păstorul meu. Nu numai că trebuie să certificăm credința noastră, Domnul este păstorul meu. Nu numai că trebuie să aplicăm credința, Domnul este păstorul meu. În al patrulea rând trebuie să personalizăm credința, să individualizăm credința. Domnul este păstorul cui? Cui? Al meu! Spuneam în alte ocazii, dacă numești pe cineva din biserică să se roage, se roagă cam în felul următor. Nu că se roagă rău, să nu mă înțelegeți greșit. Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Este corect. Așa este. Biblic. Pe câți îi auzi când Doamne Dumnezeul meu? Pentru că Dumnezeu trebuie să fie personal, al meu. Eu nu mă laud cu Dumnezeul altuia, mă laud cu Dumnezeul meu. Dumnezeul meu e Dumnezeul Scripturii. Dumnezeul meu este și Dumnezeul lui Israel. Acesta e Dumnezeul meu. Pentru că știți istoria Noului Testament. Un preot avea 7 fii. El se numea Sceva, fiul lui Sceva, nu? O istorie celebră. S-au dus să scoată și ei draci. Să se roage pentru demonizați. Și au zis, în numele lui Iisus Hristos pe care îl propovăduiește cine? Pavel. Vă poruncim să ieșiți din el. Dar și dracii, nu-s proști degeaba. Au zis, păi pe Pavel îl știm și pe Iisus îl știm, dar nu te știm pe tine. Pe tine nu te știm. Dacă
Iisus ar fi al tău, ne-ai pune pe fugă. Ne-ai trimite în adânc înainte de vreme. Dacă Iisus ar fi Domnul tău, n-am putea să stăm de vorbă cu tine, nici să te ironizăm, dar așa, stragem o bătaie, să te pocăiești. Au fost bătuți de un singur om, 7 oameni bătuți de un singur om, pentru că era demonizat. Frați și surori, doamnelor și domnilor, credința este individuală, este personală, Domnul este păstorul meu. Toți să se lepede, eu vreau să rămân credincios. Toți să fie necredincioși, eu vreau să rămân credincios. Toți să-i întoarcă spatele, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Toți să facă ce vor, eu vreau să umblu cu Dumnezeu. Cât despre mine, a zis Iosua, eu și casa mea, nu mergem cum merge Israel, noi vom sluji Domnului. Cât despre mine, a zis Habacuc, toate să se năruie, toate să se prăbușească, pe Domnul fac culmea bucuriei mele. Și David a zis, și de-ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că Domnul meu este cu mine. Umblu cu El, povestesc cu El, mă duc la lucru cu El, guvernez cu El, stau la masă cu El, conduc cu El, sunt în avion cu El, sunt în hotel cu El, sunt în biserică cu El, sunt acasă cu El, pretutindeni sunt cu El, nu pot să umblu despărțit de El. Este al meu, dar și eu sunt al Lui. O întrebare, deci. Știi tu exact cum arată credința ta? Este aceasta o credință de tipul lui David? Atunci e credință biblică. Are 4 fundamente speciale. Identifică autorul, Domnul. Certifică, puterea ei este. Aplică, lucrarea ei, păstorul. Și personalizează, al meu. Să nu vorbim de credința părinților noștri. Nu că este rău, dar vorbește mai mult de credința ta, de umblarea ta cu Domnul. Va zice cineva, păi nu vreau să mă laud. Nu fi așa de mândru să zici că nu vreau să mă laud. Vreau să te lauzi. Vreau să se vadă ce crezi. Vreau să se vadă cum crezi, cât de mult crezi. Vreau să se vadă ce cred, cât de mult cred. Vreau să se vadă cât de mult umblu eu cu Domnul, cât de mult umbli tu cu Domnul, cât de mult Domnul este al meu, cât de mult Domnul este ceea ce eu am nevoie, cât de mult dovedesc că Domnul este. Este Domnul autorul credinței tale? Apostolul Pavel spune, căci eu știu în cine am crezut. El știe. Și sunt deplin încredințat că El în care am crezut și m-am încrezut mă va ajuta să duc până la capăt credința aceasta. Ne-am încrezut în Mântuitorul Iisus Hristos. Ne-am încrezut în Dumnezeu Tatăl. Ne-am încrezut în Duhul Sfânt. Să umblăm dovedind lucrul acesta. Să umblăm aplicând lucrul acesta. Și să umblăm trăind personal. Chiar dacă ispita va veni la tine, gândul va veni la tine sau la mine să te ispitească, păi și fratele cu tare face cu tare, și sora cu tare își permite cu tare, și familia cu tare și-a permis cu tare. Nici fratele, nici sora, nici familia n-au murit pentru tine, nici pentru mine. Pentru mine a murit Iisus Hristos. Pentru noi a murit Iisus Hristos. De aceea Domnul este păstorul nostru. El este autorul credinței noastre și mulțumim Domnului pentru o credință care ne duce cu siguranță, care te duce cu siguranță în împărăția lui Dumnezeu. Ai tu această credință? Astăzi trebuie să spui Domnului, vino și în viața mea, Doamne, vino și în casa mea, vino și în familia mea, pentru că vreau să fii Domnul meu și să pot să arăt la toți că Tu ești. Să pot să spun la toți cât de mare ești, ești Mântuitorul meu. Pot să spun tuturor, ești al meu, Doamne. De aceea vreau
să te arăt și altora, să spun și altora, pentru ca și ei să creadă, să capete credința care mântuie. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditați la cuvântul acesta. Meditați la adevărurile simple, dar profunde pe care le-am auzit. Într-un jumătate de verset. Asta este frumusețea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Adâncimea Scripturilor. Pentru că Dumnezeu are înțelepciunea revelată în cuvânt. Și pune pe Domnul în inimă. Pune credință în inimă. Umblă cu El. Și fii loial lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului.